Avem o singură prezentare de TSV, antreprenoriat și curs EDAS. Vreau Mircea, căpățărat. Vreau să fac un cadou. După Mircea avem Pavel, deci știți, avem foarte bucură, este ok. Mircea, mulțumesc! Grazie! Salut! Respect pentru Mărina! The man, the hero! Eu dacă eram încă jos, nu știu, deci nu știu. Salut, bine v-am găsit, am și un... am prezentare? Am și clicker, clicker. Da, ce să vă zic, sper că ați început 2020 mai mult în glorie decât anii trecuți. Între timp, noi la Smart Bill avem o... vă țin de vorbă. Avem un nou partener, ați, chiar sunt curios, ați aflat știrea asta, ați văzut-o? M-a așteptat la mai mult. Da, ok, o să vă povestesc aici după ce am prezentarea și legat de treaba asta. Chiar astăzi am întâlnit la o firmă de contabilitate cu un client și a zis, bă, mai puteți și dacă nu mai vreți voi, eu să vrea acum norvegieni, așa că eu tot am încredere mai departe în Smart Bill că tot o să fie unii care fac treaba. Băi, că l-am găsit. Așa. Cât timp am? Ca să știu cât de repede vorbesc. Asta înseamnă... ok. Bine, o să vă povestesc câteva lucruri pe care le-am învățat în anii ăștia, care de fapt deja sunt tot mai mult și mi se pare că... e foarte urât cuvântul îmbătrânesc, dar am aproape 14 ani de când facem treaba asta. Așa că mi se pare foarte tare și important când începeți un business și construiți un business, să avem în minte treaba asta, că e de fapt îți construiești o viață și nu doar afacerea respectivă. Foarte mulți văd că încep lucruri numai așa ca să facă niște bani sau o idee sau e o chestie, o șmecherie, de fapt nu e chiar așa. După ce începi oricum ești cu capul acolo non-stop, și când a fost în luna de miere, eram, mă gândeam la asta, deci practic nu e ca și când pleci de la job și ai timp liber, ești non-stop cu capul acolo și dacă faci ceva care-i nașpa sau care nu-ți place sau e aiurea și nu faci bani și te chinui, e o viață nasoală, așa că faceți ceva care să vă placă sau faceți într-un mod care să fie rewarding și dincolo de buzunar. Și aici nu vreau să dau pe clișeile alea cu faceți din pasiune și chestiile, eu chiar deloc nu cred în treaba asta, pentru că nu poți să fii pasionat să faci toate lucrurile care se fac într-o afacere, să fii serios, nu e ca și când ești un sculptor, să faci un business și curg bani în jurul tău în timp ce tu faci doar artă acolo. O grămadă din ce facem un business just sucks și asta este adevărul. Ok. Iarăși aici construiți pentru viitor. Observ foarte, foarte des că antreprenorii contabili și multă lume se uită la fix ce este astăzi. Și exemplul pe care îl dau este am făcut 12, 15, 17 ani de școală și toți anii chinuitori de școală au fost făcuți doar cu gândul ăla la viitor, că va veni o zi în care suntem mari și ne angajăm sau facem niște lucruri minunate și va fi meritat să cheltuim atâția bani în asta. După care începem să viața profesională și toți suntem grăbiți la dacă nu e astăzi, deci trebuie neapărat să întâmple lucrurile foarte repede. În realitate este că lucrurile durează o grămadă de timp și de asta mi se pare foarte important să gândiți în a construi business pentru viitor. Și asta înseamnă foarte tare să urmăriți creșterea afacerii și nu profitul de moment. Acum, bineînțeles că sunt business-urile alea care, nu știu, au fost la un moment dat când se privatizau sau ceva și erau cu goana după aur și se făceau niște bani rapid. Dar sunt niște excepții. În general, într-un business foarte tare trebuie să construiești la el și pot să spun acum, după 13 ani cu mândrie, că literally, în primii ani am făcut foame, bine și din cauza că nu aveam de ales, după care ani de zile am avut colegi cu echipieri, că mie îmi place deloc termenul de angajați, cu echipieri care au fost mai bine plătiți decât oricare dintre noi. Întotdeauna am spus, bă, lasă-l încolo de profit, hai să mai luăm un om în echipă. Chiar și acum, după 13 ani, avem colegi care la nivelul salariilor, la nivelul CEO-ului și pot să zic că ne-a ieșit rețeta asta de, să spun, a răbda multă vreme. De asemenea, după aia am luat 1 milion de euro investiție pe care l-am cheltuit în firmă, am fost pe minus vreo 3 ani de zile, ardeam la un moment dat peste 30.000 de euro pe lună și toate astea cu speranța că la un moment dat
veniturile vor ajunge să fie la același nivel cu cheltuielile înainte să ne se termine banii, practic e ca și când ai stat cu capul sub apă și sper că la un moment dat ieși înainte să te neci. Și mai și vedeam comentarii pe Facebook care mă lua la mișto, hai, vă festez pe minus, ce vrei tu să ne vorbești nou aici. Realitatea este că din minus în minus am reușit să creștem o companie destul de mișto, cât să vină un gigant din Norvegia să zică, bă, noi vrem să ne băgăm aici în pat, alături de voi, dați-vă mai încolo. Așa. Asta este un clișeu, nici nu este inventat de mine, din păcate, nici nu este perfect adevărat, dar nu contează, e foarte mișto chestia asta. Suntem în era asta a democrației totale în informații, în care fiecare om este, de fapt, un micro-influencer, fiecare poate să sară în sus de bucurie în grupul lui de prieteni sau să schelele și să te baciovorească pe unde apucă, pentru că toată lumea poate să se exprime în diverse moduri. Și asta înseamnă fie că oamenii te vorbesc de bine, fie că oamenii te vorbesc de rău și este critic. Dacă tot cheltuiți o grămadă de bani în marketing și în marketplace, știți voi foarte bine cât efort depuneți ca să vindeți, partea asta este critică și pot să spun în mod repetat, eu cumpăr destul de des la magazin online, probabil de la voi de prin sală, aproape niciodată nu mi se întâmplă să am aha moments. Adică sunt chestii, uite, vă dau un exemplu, că toată lumea îi hulește pe aia mare. Am cumpărat niște becuri din marketplace de la magazinul ăla cel mai mare. Și mi-a trimis erau patru becuri și unul era greșit. Și am sunat la suport și am zis, bă, uite, becul ăsta este greșit. A fost super profit de la marele magazin, da? După care mi-a spus, a doua zi v-a sunat cineva, din mâine vă sună cineva, m-a sunat o doamnă de la magazinul din marketplace și mi-a zis, uite, care-i treaba cu becul, i-am zis, ăsta e becul greșit și am zis, ok, se rezolvă. După o zi, mi-a venit de la marele magazin un bec, deși nu era de la ei. Deci pur și simplu am primit un colet și era becul bun de la marele magazin. După care, după două zile, mi-a venit de departe și becul de la magazinul de la care cumpărasem, din marketplace. Eu am rămas cu o impresie mai bună la faza asta, apropo de customer, legat de marele magazin, despre care îmi spun că, bă, ălea nu le mai pas, că fac miliarde. Realitatea este că așa mari cum sunt, încă reușesc să ofer un customer care mai bun decât cei mici. Iar din punctul meu de vedere, șansa magazinilor mici este exact aici. Pentru că la marketing, la marge, la mai nimic, nu puteți să-i bateți pe aia mare. Asta este zona în care întotdeauna poți să-ți pui un bilețel în care să-ți pui lui ăla mulțumesc, o floricică, un pupicel, o bombonică. Apropo, că cum e scandalul Bookster, la început, când am făcut abonament la Bookster, nu citeam cărțile de la ei, dar apreciam foarte tare când trimiteau Raffaello și Bounty. Chiar nu glumesc. Deci era după ce m-aș întâlnit mai pe ei la un eveniment și am zis că dau cancel la subscription de la ei, că nu mi-a trimis nicio culățele. Mă, chestiile astea chiar contează și efortul este mic. Nu aveți atâtea gazillions of orders cât să nu puteți face asta. A concura la preț e un sport extrem în business. Aici fiind o discuție întreagă, cum putem vorbi ori întregi pe subiectul ăsta. Axa asta n-au putut să dezvolte, chiar un subiect foarte mișto. Vreau să spun este că se consideră că sunt trei axe pe care poate un business să fie competitiv. De fapt, poate să fie ori foarte bun pe una, ori bun pe două, niciodată pe toate trei. Bine, să poți să fii varză la toate, dar nu vorbim despre aia. Una din axele este, să zicem, prețul, a concura la preț. Doar că ea, de fapt, se numește excelență operațională și a avea un preț mic este un rezultat al excelenței operaționale. Adică întâi ai excelență operațională și abia aia îți permite odată ce ai să ai preț mic. Și aici este cel mai popular exemplu dat Ryanair, care deși au prețuri foarte mici, reușesc să facă bani mai mult decât multe alte companii aeriene. Antreprenorii, nu știu, români în general, au mirajul ăsta. Se uită la magazinul ăla online, zice, păi nu mai sunt cum erau dată ieftin, sunt scumpi. Sunt lafuri. Hai că mă pun eu să vând electronice și pun un preț mai mic decât ei. Să concurezi la preț este criminală treaba asta, mai ales când te bați cu aia mare. Sfatul meu este să fiți foarte, foarte atenți, foarte calculați. Dacă vă băgați într-un price war, e foarte greu să-l duceți. Și în plus știu că contează 5 lei, chiar astăzi vorbeam cu o contabilă care și are 6 firme și toate sunt neplătitori de TVA. Povestea la cum ne uităm la 5 lei și ceea ce înțeleg că este adevărat. Dar, din nou, clienții care cumpără strict pentru aia 5 lei de la tine, probabil astăzi și mâine uită de tine. De asta revenim aici. Chestia asta este magică pentru voi, deoarece
dacă ăla te ține minte, va da 5 lei sau 10 lei în plus și va veni direct din prima la tine, fără să mai plătești căruță de bani, să câștigi din nou prin market. Iarăși văd foarte des la antreprenori că fac lucrurile ca și le se pare lor, că ei sunt foarte smart, sunt foarte deștepți, așa suntem noi, cu oamenii, mai ales românii, ne naștem deștepți. Și foarte des văd lucruri făcute după ureche sau din convingere și după aia veșnica expresia țara asta nu merge nimeni aici, ce faci frate. Chiar acum am venit în zilea ieri, fiind sau la am venit un Uber de la aeroport și ăla era exact teoria, ca o firmă, nu avem nicio șansă în țara asta, deci o mitraliera de shitstorm, știi, care e de rahat. Dar dacă îi puneai două întrebări, era complet rupt de realitate, de asta zic. Nu v-a plăcut matematică, n-ați fost bun la matematică, nu poate fi. Adică chiar asta e realitatea, e neg de ales. Legat de treaba asta, tehnologia și mai bun prieten. Acum noi avem și șansa și neșansa de a trăi o abundență de schimbări, de evoluție tehnologică. Părerea mea este că cea mai mare provocare a ăstora care trăim acum pe Pământ este de a rămâne relevanți în timp. Adică suntem super tare acum, suntem wow, știm o chestie, suntem buni la ceva și în 5 ani ceva, nu mai progresează nimic. Va trebui să ne adaptăm și să ne reinventăm în continuu. Că știi, acum ești foarte tare pe Facebook, când vezi că a apărut nebunia cu TikTok și strategiile acolo sunt altele și ce știi tu, el poate nu mai este bun mâine. De asta și cu joburile, în fine. Copiii fac facultăți, învață lucruri care nu mai sunt valabile de acum 5 ani, dar uite, în viitor. De asta, oricât de tare vă displace sau vă place, va fi musai să păstrăm pasul cu evoluțiile tehnologice. Acum nici să ne ducem în extrema cealaltă, că sunt și alte hyperactive pe zona asta, cum apare ceva și sare după ăla și își face imediat el canal de TikTok și își pierde jumătate din viață făcând nu știu chestii care nu au sens. Adică orice lucru trebuie făcut cu cap. Și aici, fiind, mai ales că sunt lipit de universul ăsta contabil, văd foarte, foarte multă rezistență la tehnologie. It's not an option. Credeam că am 7 puncte, în fine, am doar 6. Acum vreau să vă povestesc foarte scurt despre Smart Bill, că nu va fi așa de foarte scurt, dar cred foarte tare că are sens și se leagă cu viața voastră și de e-commerce ce povestesc aici. Din păcate nu mai știu ce am scris în prezentarea asta. Ok. În teorie noi facem un soft de facturare, gestiune cont, vânzare în casă de marca. Ce credem și simțim noi că facem de fapt este să automatizăm și să procese și să eliminăm munca manuală. Noi credem că an, aș ști să pun punctul exact pe axa timpului, vom fi eliminat 70-90% din ce înseamnă munca manuală cu tot ce înseamnă acte și hărțogăraie, să vă povestesc un pic. De asemenea, anul trecut, după ce am făcut rebranding și avem logo-ul ăsta mult mai mișto, sper că vă place, ne-am autoproclamat primul ecosistem software de business din România și încerc să și explic de-a voastră. Mai de mult când am început noi business-ul ăsta, prin 2007, să zicem, viața unei firme de genul, noi butonam să facem niște acte și toate cele, după care luai un teanc de hârtie și le duceai la contabil, care contabil te trimitea la vremea când era atât de primitiv, trebuia să mergi la banca, să-ți dea banca extrasele de cont printate și tipărite, în care puteai să le export în internet bank, care și teanc de acte ajungea la contabil și alingea la hârtie sărmană și băga în programul de contabilitate date de pe foi. Asta se întâmpla la fiecare firmă în sine ei. Adică era, cum zicem noi, insulă. Fiecare firmă era o insulă care era doar ea de sine stătătoare și toată lumea trebuia să facă în mod repetat aceleași lucruri over and over again. Noi cum facem acum și se întâmplă, în fine, unele cu niște friction, știu că unii dintre voi ne sunteți clienți și am mai primit diverse ciohane pe care le merităm. Se mai întâmplă, dar overall e de bine și evoluția este una foarte mișto. Recomand să conectați magazinul online cu Smart Bill. Gomag este una dintre cele mai bune integrări și făcută chiar de Cosmin, felicitări pentru asta. Momentan importăm extrase din bancă, le dă export din bancă, importă Smart Bill și se reconciliază. Inclusiv dacă aveți 4.000, 5.000 sau 40.000 de facturi pe lună, este pretty wow treaba asta. Este printre cea mai cool chestie pe care le-am făcut. Ăsta este începutul, este funcțional de anul trecut, de anul ăsta să avem, fine, și anul trecut am zis asta, dar anul ăsta chiar se va întâmpla, ursul chiar vine, o să avem integrări cu banca, adică o să fie când îți intră banii în bancă, în câteva minute Smart Bill știe că factura ți-a fost plătită sau că ți-a plătit un furnizor și practic se întâmplă lucrul ăsta în timp real cu 0, absolut 0 muncă manuală și mai nevoie de export și import.
După care va fi, cel puțin la una dintre bănci, va fi și în internet banking, un tab Smart Bill, acolo unde îți urcă cheltuielile de Smart Bill, îți urcă direct în bancă și le poți plăti cu un click, una câte una. Avem integrare cu marketplace-uri, momentan cu curierii, prin import de borderouri, faci borderouri de la curier și se reconciliază toate. Avem și versiunea pentru magazin offline, care merge, de exemplu, inclusiv pe Uber, acum nebunia asta cu casă de marcat, pe aștept dry chain, nu vă interesează pe voi. Și toate astea ajung în conta și aici țin să punctez, nu știu ce am apăsat, am pus să apăs ceva și am apăsat altceva. Cosmin, mă salvezi. Ne-am lansat softul de conta, pentru că l-am și luat investiție de 1 milion de euro în 2016 și l-am lansat prima dată în 2017, which was a huge mistake, și ne-am turnat cenușa în cap, ne-am dus într-o pivniță, ne-am biciuit, am plâns, am dormit pe cioburi și el suspinat și nu... 3 years later, e finally ready, adică avem deja firme de conta care vor să-și migreze toți clienții în Smart Bill conta și noi încă suntem, stai un pic, hai să... Sigur, poate doar 10-20 momentan. Ce vreau să spun, este aici softul de conta și chiar puteți să-l recomandați contabilor voștri să folosească Smart Bill conta pentru firmele voastre. Chiar astăzi am fost la o firmă de conta care are foarte mulți clienți, gen 1000. Și erau contabili care are 6 firme, nu știu câte magazine online sunt la celui și proprietar și toate le țină Smart Bill conta și era mega fericită și încerca ea să vândă în firma lor altul contabil obișnuit cu programul lor de acum 1000 de ani, în care ele sunt niște ultra, mega, giga experte și atunci au o rezistență foarte mare la schimbare. Mai ales că softul nostru este complet diferit ca și logică față de la... Nu intru acum în detalii. Mesajul este, it is ready, chiar poate fi folosit. Mai sunt diverse use cases lângă mai BBD, mai sunt greșe lucruri, dar da, it is here and it's working. Asta e o treabă la care, cum să spun, aștept să se întâmple de prin 2014, ne-a venit ideea asta. Am visat până astăzi, încă visez să se întâmple și cred și sper că lansăm anul ăsta și ce înseamnă asta este că vom lega conturile Smart Bill între ele. Tehnologic, să fim tehnic, nu e chiar un SF, doar că pentru a avea sens genul ăsta de feature, trebuie să ai o masă critică de client. Cine a făcut la un moment dat niște simulări cu un doctor în matematică, să vedem dar care ar fi masa critică de clienți ca să aibă sens treaba asta și credem că am ajuns acolo. Mai exact, dacă ai un furnizor cu Smart Bill și cumperi de la el produse și ai 300 de linii pe factură, când deschizi tu Smart Bill, te întreabă, vrei să-ți emiți NIR pentru factura de la furnizorul respectiv și îți face automat NIR-ul după toate la absolut zero muncă manuală. Practic, dorința noastră este că atunci când un client comandă într-un magazin online și își bagă cu degețele lui datele de comandă, după care face plata cu cartă sau cu OP sau whatever, el practic face niște input-uri de date, își bagă datele lui și bagă date legate de plată. Da. Toate informațiile astea trebuie să ajungă prin toate canalele până la capăt, de la A până la Z, și anume pe balanțele contabile ale tuturor jucătorilor de pe traseu, fără ca cineva să mai facă muncă manuală de introducere de date. Adică X face comandă într-un magazin și merge mai departe prin toți furnizorii și inclusiv până în softul de conta, la nivel de balanță, care evident contabilul o să facă muncă inteligentă de a alege, bă, cu capul meu smart, consider că e mai bine așa sau așa, dar niciun caz să nu mai fie pianismul ăla de a băga date, mii și mii de date. Asta e viziunea noastră și sunt foarte fericit că începe să se întâmple și partea asta de network, cred că va fi un huge step. După care, bineînțeles că se vorbește de chestia asta cu OCR, e genul ăla de facilitate pe care o face toată lumea și de fapt nimeni. În realitate, treaba asta este foarte greu de făcut. Noi am început-o cu o companie care a fost achiziționată de UiPath și am fost de genul, damn it! Înainte să ne facă nouă, să ne finalizeze proiectul, i-a înghițit gigantul. După care va fi și partea asta de machine learning, care deja vorbim de inteligență artificială. Ideile le avem de mult. Am și avut un proiect cu finanțare europeană pe care l-am semnat, nu mai știu, în 2017, sau cu primul guvern din fosta așa. Și l-am închis. Dar vreau să zic că de atunci avem ideile astea de inteligență artificială. Din fericire, acum
Acum avem partenerul ăsta, care este Financial Dynamo. Am constatat că în București, de fapt, nu știe absolut nimeni despre Visma și cine sunt oamenii ăștia. Sunt o companie de software care fac software și sunt doar software. Sunt 100 și ceva de smart bill-uri în Visma. Adică ei intră în alte companii similare cu ce facem noi, doar ERP-ul și software de conta și financiare, nu au nimic altceva. Sunt 100 plus ca noi. Sunt lăsate independente companiile, adică nu sunt gen absorbite și pun logo-ul lor. Și partea foarte mișto aici este că tehnologii pe care le dezvolt într-o parte, le share-uiesc și în altă parte. De asta și chestia asta de OCR și machine learning putem să le putem de acolo fără să trească să le reinventăm noi, ceea ce este mega wow. Și până la urmă și intrarea lor pe piața din România, vorbim de companie care valorează 10 miliarde de euro și au 10.000 de angajați, dintre care 4.000 sunt developeri, să fie oameni care lucrează product. E o chestie și o dovadă pentru România. Ține că piața asta a ajuns suficient de matură cât să capete atenția asta și pentru noi trebuie să fie mega cool. Da, deci suntem aici. Nu e o chestie că dacă ceva nu merge acum în smart bill, înseamnă că gata, ei nu merge treaba. Nu. Butonăm acolo unde sunt grămadă de oameni care muncim și mamă că ne-am scris. Da, chiar cred la modul fără bullshit, chiar cred cu tot sufletul meu că locul vostru este cu smart bill. Și dacă e ceva care nu e astăzi, nu înseamnă că nu va fi mâine. Că și tragem tare să facem navă spațială din asta. Chiar, eu chiar visez să scriem istorie pe subiectul ăsta, că aici am putut vorbi puțin. Noi vrem să facem, să ajungă la nivelul computerului din Star Trek. Nu știu cum mai fi eu aici sau va fi, nu contează, tot smart bill va fi. În care să vorbești cu el și să vorbesc cu tine tot felul de lucruri legate de business. Și probabil nu va fi în decurs de 5 ani, dar mai încolo sigur va fi la nivelul ăsta. Atât, mersi mult că m-ați răbdat și pauză și v-ați mulțumit.